înlituiți și cu parafă mai mult decât legală, de mai bine de o 2-3 luni de zi. Acolo sunt părțile la care se prezumă consumul. Cel care e plătitor, respectiv primăria, este mai mult decât obligată să recupereze suma. A fost expediată la poliția adresa și le-am spus băieților de aici că poliția nu va face niciodată oficiu de poștaș. J. Prin urmare, părțile care sunt implicate în acel concluzie dată de expert trebuie să primească în cea mai mare urgență și să dea banii cei pe care expertul i-are în vedere că fiecare trebuie să plătească. Mai pe scurt, eu sunt parte acolo și vreau să plătesc banii dumne. 2, 5, 3 milioane, câte de la cont. Nu așa. Trebuie să se scrie că banii aceia de fapt nu îi plătește Buzea, ci îi plătește Buzea prin fundație, pentru că așa este corect. Că n-am știut că golanul ăla acolo nu are. Trebuie recuperată paguba cât mai repede. Și vă spune Buzea de ce. Că de la data la care a fost făcută acea expertiză, ea este purtătoare de penalități. Și cu cât vor primi mai târziu somațiile, cu atât acele penalități vor spune, pardon, eu am știut de ieri. Asta ale 3 luni sau 5 le suportați voi, ceea ce este mai mult decât corect. Să nu creadă cineva că poliția va face oficiu de poștaș, niciodată. Pagua pentru el nu există, nu am nicio treabă, e treaba voastră. Și se spală pe mâini, precum Pilat din pont. Și dracu, mâine vine aici, uite acum am banii, cât are, plătește Buzea pe loc. Deci nu am de sutură pe care noi le-am avut. Așa. S-a făcut o adresă către fundație. Îi trimiți și expertiza. Cu expertiza. Corect, domnule. Acum... A semnat de primire în Nătărâm? Ia zi, ce ai făcut? E trimisă. Dar n-am semnat de primire. Și trebuie să zici că e în America de odre. O să vezi dacă avem... Te rog frumos, să fie semnătură privată. Și dăm încă una... Nu. E suficient odată dacă a semnat că a primit. Dacă l-a semnat. Păi puteți să probezi că e dat mâine. Sunt făcute adresate fundației. Una în urma controlului de conturi cu suma așa dispusă de putea de conturi și a doua în urma expertizei extrajudiciare întocmite de primăria urmare a celor dispuse de putea de conturi. Ambele corecte la fundație. La prima știu că a răspuns negativ, spunând că nu are nicio legătură cu această problemă. Și la a doua încă așteptăm un răspuns. Încă nu a venit. În adresa era conținută și expertiza în care arăta sumele. Ce și cum? E regulă, gata. De aici încolo nu mai vorbim. Eu mâine vin și plătesc. Nu vreau să-mi arate cineva că pentru 2 milioane Buzea e... Independent de voința de știința mea, domnul primar, dar fiindcă sunt în mocirile, trebuie să ies onorabil. Sunt primul care plătește. Că nici tu și nici fratele Nicolae n-are nicio vină. Nebunul ăla, păi de unde să știu ce-i la el în curte, domnul? Păi și la pensie asta. Poți să iasă și în altă parte, Nicolae, sau să iei, e treaba lui. Este, e treaba lui, noi trebuie să fim corecți. Este cineva. Bun, și trebuie să spunem că la ora actuală este un dosar pe rol care îl cercetează poliția. Hai, altă poveste. Okay. Problema primăriei este să recupereze banii. Eu sunt primul care pune banii. Da. Când mi-a zis Nicolae acum o jumătate, uite-mă să dai banii. Ce bani, că nu știu. Acum știu. Bine. Mulțumim frumos, domnule.